această vânzare la Apple, chiar dacă este una mică, este o vânzare la Apple. Da, 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 importantă. Este o vânzare la Apple. Deci omul când citește, omul citește nu că Warren Buffett a vândut 0,5% din poziție. Warren Buffett a vândut Apple. Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul Grow Your Wealth, aici unde încercăm să vă ținem la curent cu toate știrile din piața financiară, să dăm un update la tot ce mai investesc anumiți oameni importanți din industrie sau mai puțin importanți cum e Michael Burry, dar încercăm să comentăm portofoliile lor în momentul în care îs expuse și până în final vreau să fiți atenți pentru că în Hot News am pregătit o manipulare de piață care s-a întâmplat în această săptămână, să o explicăm și să ne dăm seama cât de simplu poți să creezi institu instituționalii lucruri de genul. Da, așa este. A fost ceva bătători la oi, ca să numim așa. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, sperăm să găsiți interesante aceste dezbateri. Am primit în ultima perioadă, și le mulțumim pe această cale, foarte multe comentarii. Le mulțumim celor care au comentat pe fiecare video pe care l-am avut, vă rugăm să o faceți în continuare pentru că acest material este gratis, dar așa ne-ați ajuta ca acest material al nostru să ajungă la cât mai mulți oameni și dacă găsiți interesant puteți chiar să vă abonați la acest canal, să primiți notificări și apăsați pe unul dintre butoanele în funcție de ce vă place, thumbs up sau thumbs down, cum considerați de cuvință. Noi vă mulțumim oricum că petreceți cele 40-45 de minute alături de noi și sperăm să o faceți cu folos. Dragilor, știți că aici mai facem comentarii pe lângă zona de investiții și la ce se întâmplă în dinamica socială din România, că suntem împotriva pariurilor, că susținem ca oamenii să își facă propria pensie și în momentul de față că vrem să vă transmitem că există foarte, foarte multe fake-uri create cu inteligență artificială care replică persoane foarte importante de la Siriac, Borcia, nu știu, fost o grămadă de persoane, inclusiv nouă ni se mai clonează câteodată conturile și ajung uh, membrilor noștri să le scrie oameni că vor să atragă sume de investiții. Nu faceți așa ceva. Dacă nu atrageți, nu vorbiți cu mine față în față, nu dați nici în leu. Nu, noi niciodată nu o să nici. cerem ceva. În primul rând, mie mi-a fost clonat de contul curând. de Facebook de curând, uh, eu niciodată nu contactez pe nimeni, eu niciodată nu cer nimic de la nimeni. Eu niciodată nu spun cuiva că poți să investești, poți să câștigi, poți să niciodată. Aveți foarte mare grijă la aceste promisiuni de investiții în hidroelectrica, nuclear electrica, romgaz, transgaz, că astea sunt fake-uri. Nu vă dă nimeni bani gratis și nu, vă, nu o să câștigați niciodată 10.000 de lei cu 1.000 de lei. Nu băgați în seama așa ceva, o ocoliți astfel de capcane, uh, încercați să săpați puțin după informație și veți descoperi că uh, este o greșeală să mergeți în acea direcție a contului fake sau a uh, acestor Doar, doar ferici -vă. vă. Da, doar feriți vă. Închideți, nu urmăriți așa ceva și nu, nu faceți aceste aceste greșeli. Uh, nu uh, să nu credeți niciodată că Valentin Dragos să vă salute pe Facebook așa sau pe Messenger sau pe niciodată. Să se bagi în seamă cum ar veni. Să se bage în seamă, da, eu nu mă bag în seamă cu nimeni. Eu am timpul atât de ocupat încât nu am timp să mă ocup de cei care vin către mine, da, păi să ajung eu să... Nu, niciodată așa că îmi pare rău dacă cineva s-a lăsat păcălit sau a dat curs unei discuții. Se întâmplă, sunt lucruri care nu țin de noi, dar am ținut să, vă, să vi le menționăm aici și să aveți foarte mare grijă. Titlurile de stat americane au început să crească din nou, un moment în care Jerome Paul, dar împreună cu toți președinții Rezei, Rezervei Federale, au ajuns să discute mai în amănunt și să spună un pic mai pe îndelete că în momentul de față suntem la un moment în care toată lumea așteaptă să scadă rapid domânda de politică monetară, iar el își dorește să fie atent la momentul în care o să facă acest lucru ca să nu creeze din nou o inflație în sectorul economic. Și voiam să te întreb, crezi că în săptămâna aceasta am avut aceste scăderi din cauza discursurilor membrilor FED, sau care a fost dinamica titlurilor de stat în acest raport? Este foarte important, aș începe așa, că este foarte important să nu scadă rata de dobândă de politică monetară prea repede. Mă repet, noi am zis încă din decembrie că nu este normal să ne așteptăm la scăderi de rate în martie pentru că nu avem condițiile. Anumiți indicatori nu ne permit să sperăm la o scădere de rate chiar dacă analiștii de pe Wall Street dădeau cu șanse de 80% în prima fază să scadă ratele în martie. Aceste scăderi din piață și aceste creșteri pe randamentele titlurilor de uh, titlurilor americane, da, bondurilor emise de Trezoreria Americii, au provenit în urma Scăderii inflației raportată marți, dar uh, o inflație care nu a scăzut atât de mult pe cât se așteptau analiștii din piață. Eu am menționat anterior că una dintre variante pentru care analiștii se așteaptă la o scădere până la 2,9, de la 3,4, foarte sus, Faptul. la 2,9, este pentru ca aceste așteptări să nu fie îndeplinite, să nu scadă inflația până la 2,9 și să fie percepută ca ceva negativ. Chiar cred că putem să inserăm aici, că ai menționat lucrul acesta da. într-un videoclip. Următoarele raportări de inflație eu consider că vor veni în scădere, adică de la 3,4 inflația pe ianuarie va veni din nou în 3,2 sau 3,1 și pe mai departe se va merge în această direcție de scădere okay. pe inflație. De ce? Da, am menționat acest lucru într-un video anterior, mm. chiar înainte de raportarea inflației și am menționat la vremea respectivă că este un moment foarte bun ca inflația să nu uh, atingă așteptările pentru ca piața să realizeze ceea ce Jerome Powell spune de ceva timp, că nu este momentul să scadă ratele de dobândă, să nu mai avem așteptări nefondate pentru scăderi de rate de dobândă în martie, poate chiar nici în mai. Depinde foarte mult de Anumite evenimente care vor avea loc până atunci, pentru că dacă se agravează problemele din sectorul imobiliar comercial, unde sunt grave problemele, dar încă n-au ieșit toate la, la, față. la față, și uh, vor fi combinate cu probleme din sectorul bancar, am avut deja un semnal de, de alarmă tras de New York uh, Community, Community Bank, Bank. care ne-a semnalat, da, avem niște pierderi foarte mari, tăiem dividend, facem, dregem, e de rău. A venit și Jerome Powell și a spus, da, în sectorul bancar sunt probleme și vor mai fi anumite merge acquisitions, anumite cumpărări ale băncilor uh, sau fuziuni comerciale de către băncile mari. Și în speță am mai menționat noi că ne place de Jamie Dimon, că el știe ce să facă cu aceste bănci bă. mai mici. Da? El are, uh, e, e tot timpul la cumpărături. Omul e plecat la cumpărături. Îi plac uh, cumpărăturile. Și atunci, da, uh, randamentele bondurilor au avut un trend de revenire pe creștere și a fost normal pentru o scurtă perioadă. Din ce piața va realiza că scăderile de rate de dobândă vor avea loc undeva în mai, dar cel mai sigur în iunie și sunt normale să fie așa pentru că exact asta a spus Jerome Paul. nu vreau să scad ratele nici prea devreme pentru a crea un, o revenire a inflației și o încredere a consumatorului și a celor care au portofolii, în piața de cap și așa mai departe, dar nici prea târziu pentru a crea probleme foarte grave pe care le vom putea regla foarte greu. Atunci am putut să înțelegem, să citim prin rânduri, să ne dăm seama că aceste scăderi de rate vor veni undeva până în jumătatea anului, dar mai aproape de jumătatea anului, nu mult prea de vreme și nici prea târziu. Da? Asta este situația simplă. Sunt sigur că așa cum eu am făcut această analiză, un om simplu de la București, băieții de pe Wall Street și-au făcut temele mult mai bine, că sunt mult mai deștepți decât mine, dar uh, nu a trebuit ca ei să vină și să uh, spună corect ceea ce au analizat, și au dorit să pompeze pentru a alimenta creșterea din piața de capital din noiembrie-decembrie. Ulterior am avut parte de un pullback, acum iarăși este o oarecare euforie, așa? Deci avem Japonia, recesiune avem UK-ul care îs oficial deja în recesiune, dar avem și țările nordice care un pic contraintuitiv că stilul de viață a lor acolo e foarte bun, dar politicile probabil sociale sunt mult prea accentuate, o să ne zici tu mai multe despre asta. Vedem acolo Danemarca, Estonia, Finlanda, care și ele Norvegia. Norvegia, care îs deja oficial în criză. Cum Avem și Republica Moldova, care e în criză aici, frații noștri, dar mai îi și dimensiunea asta că se așteaptă intrarea în recesiune și din partea Germaniei, și, ca să fie oficial, și din partea Canadei și din partea Chinei, că nici aici nu vedem. Vreau să te întreb cum vezi toată dinamica asta economică la, nivel, la nivelul țărilor, să zicem așa, dar în contextul în care avem și alegeri în anul ăsta. Este așa toate combinați într-un cerc mare este un an interesant. Iar cine va termina anul ăsta cu un profit bun pe portofoliu ar putea să se felicite. Este un an interesant din care foarte mulți nu vor ieși cu bine pentru că vor face greșeli în anumite momente. De ce? Pentru că se lasă influențați de zgomotul din piață. Eu îi învăț întotdeauna atât pe cei cu care am discuții în privat, cât și pe membrii noștri, pe Groieruelt, acolo unde veți găsi foarte multă valoare adăugată dacă veți încerca să veniți alături de noi, că trebuie să se îndepărteze de zgomotul din piață. O să-și facă propria analiză și să se îndepărteze de zgomotul din piață. O să dai niște detalii când... la ce te referi mai exact când zici zgomot în piață, ca să fie concret cumva pentru oamenii care ne urmăresc? Zgomot, mass media, da? Țineți minte că românul avea o vorbă după, după Revoluție, a apărut acea vorbă mințiți poporul cu televizorul. E perfect valabil. Credeți-mă, este perfect valabil. Prin intermediul televiziunii și mass-mediei de specialitate, sunteți extrem de influențați în direcția în care doresc ei. Nu în direcția care, în care dumneavoastră să vă poziționați bine pentru a beneficia de anumite știri și informații. Suntem extrem de manipulați în momentul în care vorbim despre piața de capital, despre investiții, suntem foarte ușor de manipulați pentru că totul se bazează pe psihologie umană aici, în investiții mă refer, totul se bazează pe cele două sentimente foarte puternice care ne conduce pe noi ca oameni. Aceste două sentimente ne conduc în sensul că este foarte ușor să, fii, să, să trăiești în anumite perioade sub incidența fricii sau al Sunt două sentimente foarte puternice. În momentul în care uh, se dorește a se induce panica, oamenii sunt conduși foarte ușor și foarte simplu, în direcția în care vor cei care creează panică și frică. Exact. media, în momentul de față, ne vorbește despre posibil război între Rusia și NATO și China și Taiwan și recesiuni anunțate de vreo 2-3 ani de zile de a speria pe toți. Mai vin și niște figuri emblematice ale pieței de capital și ale geopoliticului, la modul general, dar piața de, 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 de capital. -t -t -e -e -da despre una, foarte care important. ne spun că vine uraganul, vine taifunul, se aduce SMP-ul la 3000 de puncte. Nu vă lăsați influențați. Urmați-vă strategia, încercați să faceți o analiză corectă a companiilor în care investiți și nu vă lăsați influențați de zgomotul din piață. Revenind la recesiune, am făcut o, o, o descriere cam lungă, da. o paranteză cam lungă, mă scuzați. Revenind la recesiune, eu cred, sincer, că, în momentul de față, inclusiv China, inclusiv Japonia, inclusiv Canada, sunt în recesiune. Sunt deja. Sunt deja în recesiune. Okay. Faptul că doar Japonia a venit și a spus ceva, și UK, eu știu foarte bine, de exemplu, că asta pentru că am fost acolo, am un prieten acolo, în Norvegia, și am fost de Revelion acolo, am văzut puțin cum stau lucrurile. Tu spuneai că au un stil de viață foarte ok, da, dar au ajuns la limită. Veniturile versus cheltuieli nu le mai permite să ducă un stil de viață foarte, să spunem, ridicat, așa. Da, să spunem doar un stil de viață mai fancy. Nu, ei trebuie la limită. De ce? Pentru că inflația este atât de puternică pe coroana norvegiană, pe coroana daneză, suedeză și așa mai departe, încât oamenii ăia au ajuns să plătească foarte mult. Pentru creditele pe care le au deja. Foarte mult. Asta le ia foarte mult din puterea de cumpărare a alimentelor, hainelor, distracțiilor și alte lucruri, pentru că creditele au ajuns să fie foarte scumpe. Plătesc rate foarte mari și atunci salariile n-au crescut în concordanță cu creșterea prețurilor și cu creșterea ratelor bancare. Ei o duc mai rău din punctul meu de vedere decât o ducem foarte, destul de mulți pe aici prin România. Să spunem doar că destul de mulți, că sunt zone din țara noastră care sunt... Este foarte rău și îmi pare foarte rău pentru acei oameni care trăiesc în acele zone sărace din țara noastră. Dar noi, cei care trăim în clasa de mijloc, lucrăm în mediul corporei, să spunem, sau suntem, avem businessuri, o ducem mult mai bine decât norvegienul, de rând. Iar oamenii bogați din Norvegia au ajuns să fugă să plece cu rezidența din Norvegia, și este valabil și pentru Danemarca, Suedia, să plece cu rezidența de acolo către țări unde impozitul este corect. Unde impozitul este corect. Deci deja acele țări care duc în zona de socialism, așa, ca și ideologie de egalitate între oameni, au ajuns să îi îndeporteze pe oamenii bogați, oameni care își asumă riscuri, care creează business, care creează locuri de muncă și aduc plus valoare în societate. Îi îndeportează. Păi cumva asta cred că se vede cel mai tare în momentul de față, că țările care au zona asta de doctrină, inevitabil și intră în recesiune un pic mai repede. Și probabil o să le afecteze repede. și mai tare. Da, pentru că ei nu mai au capacitatea de a colecta taxe de la cine colectezi taxe, Alex. Dacă tu îi îndepărtezi pe toți oamenii care produc bani. Pentru că ce să vezi, oamenii care produc bani au și tulurile necesare de a își da seama unde este unde sunt taxele mai mici, unde sunt impozitele mai mici, plătesc un uh, consultant fiscal foarte capabil, plătesc un. Uh, un sunt, cum sunt în investiții, da? Plătești un consultant, un mentor, un, cum vrei să-l numești, un om cu o experiență foarte mare, foarte bun pe investiții pentru a avea rezultate mai mari, păi normal că ei fac diferența în momentul în care ei își dau seama că sunt jegmanizați la propriu și li se bagă mâna în buzunar agresiv, ei vor părăsi. Rezidența fiscală. rezidența fiscală și atunci tu îl vezi cu o mașină de București, un Maybach de București sau de Ilfov pe străzi pe aici, dar el are rezidența fiscală în Cipru sau în Malta sau în Gibraltar sau la Monaco și atunci ce faci? În loc să iei, să spunem, un milion de la acel antreprenor tu vrei să iei un milion 800 el nu mai plătește nici măcar milionul ăla se duce și plătește doar 500 de mii în Malta. Sau în Bulgaria, aici aproape. Nu este bine cum se procedează. Dar de ochii lumii, da, dăm, impunem taxe mai mari, mai nu știu ce, luăm de la bogat și dăm la cine dai. Să rău, să la cine rău, dai că de asta vrei să-i menții săraci pe oameni. Ca să-i poți controla ușor, să-i poți conduce ușor. Nu, susține mediul de business, asigură-te că mediul de business în continuare și asumă riscuri. Cu banii economie, lor, economie, da. cu energia lor cu riscurile de a nu sta aproape de familie, de a alerga, de a încerca să creeze valoarea adăugată, dar incentivează-l, pentru ca el să reinvestească banii pe care îi produce, să creeze alte locuri de muncă, poate mai bine plătite în viitor și tu ca stat vei ajunge să câștigi mai mult. Și societatea se dezvoltă mai bine. În momentul în care tu dai un omul bogat, ai făcut cea mai mare greșeală. Nu, ajută-l pe omul bogat să devină și mai bogat pentru că el îi ajută pe alții și le dă altora de mâncare. Nu sunt haps în aici, eu nu vreau să devin mai bogat, eu am destul, Alex. Eu plătesc taxele, sunt, cum să spun, acum mai mă, mă pregătesc să plătesc o sumă foarte mare de bani. Da. Da. Nu vreau neapărat mai mult, dar nu, ca om de business nici nu-ți dorești să fii germănit total, la propriu. Să ți se bage agresiv mâna în buzunar pentru că nu este ok. Și atunci găsești portițele de a ajunge unde, unde trebuie să, și unde poți plăti mai puțin. Iar statul nu mai primește nici măcar cât trebuie să primească de la tine. Îmi pare foarte rău că asta se întâmplă, dar vă asigur că deja foarte mulți oameni, inclusiv din România, nu mai vorbesc de țările acestea de care pe care le-am menționat, inclusiv oameni din România, se gândesc să-și uh, schimbe rezidența fiscală pentru că uh, taxarea a ajuns să fie foarte, foarte ridicată. Foarte ridicată. Jimmy Diamond, o figură emblematică a pieței de capital, cum l-am menționat, <laughs> domnul care. Se descurcă cel mai bine în crizele financiare domnul care cumpără cel mai bine băncile și domnul care reușește să creeze cea mai mare bancă uh, din America. Din lume și din lume, uh, da, din, lume de... din lume. Dacă mai era nevoie să o zicem dar în momentul de față ne oferă o prognoză similară cu ce nu mai a oferit el în trecut doar că cred că trebuie luat așa un pic cu sare, cum zice românul, declarațiile lui, dice că el în trecut când a zis, mamă, o să scadă foarte tare piața, o să vină criza financiară, piața a scăzut, dar nu la nivelul la care l-a menționat el. Piața a scăzut, a fost un hint bun, dar dacă mergeam fix fix pe, pe datele lui, nicio treabă, că pleca creșterea pe lângă noi. Astăzi vine și zice că e cea mai predictibilă criză economică care urmează și că din cauza datoriei pe care America o are. Asta ar fi motivul principal, probabil combinat cu titlurile de stat care afectează băncile, și el o să mai facă câteva achiziții. Dar vreau să te întreb cum vezi uh, situația uh, prezentată de el în contextul actual al sistemului bancar? Sincer, îți spun, nu are, nu că nu are nicio legătură, dar nu are legătură datoria americii cu o recesiune. Hai să ne aducem aminte că în momentul în care America tipărea bani și a crescut, uite, așa, balanța Fed-ului între 2010 și 2019 nu prea am avut recesiuni și a tot crescut datoria americană. Acum chiar Fed-ul s-a descărcat puțin de acea datorie și a mai redus din ea pentru că am avut acest quantitative tightening. Nu, eu spun că ne pregătim la nivel mondial pentru creșterea uh, activelor băncilor centrale. Băncile centrale își vor crește masa monetară foarte mult pe mai departe pentru că trebuie să făcute investiții masive la nivel mondial. Jamie Dimon încercă să ne sperie încă o dată, așa cum a făcut-o și atunci cu uraganul și când ne spunea că uh, se așteaptă ca S&P 500, ți minte că era la 3900 de puncte și el spunea 3000 lejer, duce la 3000 lejer. Și noi spuneam, nu, se duce la 4200, Toată lumea spunea, bă, voi sunteți nebun la cap. Ziceai că mai repede să zic. Mai repede să și la 4200 decât să se ducă la 3000. Deci sunt șase mai mari să se ducă în 4200 decât să se ducă în 3000. Și uh, a reușit să păcălească foarte mulți oameni la vremea respectivă pentru că foarte mulți au vândut pe panică. Au mai fost foarte mulți care, mult mai mulți, care n-au intrat cu bani în piață atunci pe scăderile respective. Țin minte, în septembrie 2022, când noi menționam, noi, eu am menționat că în octombrie, la jumătatea lui octombrie, vom avea bottom pe indici. Uh, el spunea în vara respectivă că se va duce S&P foarte jos și foarte mulți au rămas în afara pieței exact atunci când noi spuneam cumpărați acțiuni cu două mâini. Cumpărați acțiuni acum că este cel mai bun an în care puteți să cumpărați acțiuni. Din păcate, analizele lui, uh, analizele lui nu cred că sunt greșite, ci ceea ce transmite către piață, transmite... Uh, ca partea unei strategii, ca partea unei strategii foarte bine pusă la punct. De ce? Pentru că el vrea să creeze panică, dacă ar fi după el, ar crea panică și mai agresivă în sectorul bancar, pentru ca activele băncilor să scadă foarte mult, să poată fi uh, cumpărate la discount. El asta își dorește. El nu mai are mult, el oricum uh, nu mai are mult până când se va retrage din activitate, numai că vrea să retragă din activitate cu cel mai mare pachet compensatoriu din istoria piețelor de capital, din istoria business-ului. Da? în glorie și uh, cu un pachet uh, de retragere foarte, foarte mare. Este mână în mână cu Guvernul Americii, cu SEC, cu FED, cu toți. Jamie Dimon este imaginea emblematică a sectorului bancar din America. Uh, vă rugăm să comentați și dumneavoastră dacă nu sunteți de acord cu ceea ce spunem noi sau poate sunteți de acord și puteți să aduceți chiar anumite uh, uh, detalii uh, în raport cu ceea ce noi menționăm. Pentru că aceste comentarii pe care le puneți acolo jos, în sub în zona de comentarii, ajută foarte mult. Ne ajută și pe noi să poate să vedem lucrurile altfel, pentru că, în anumite momente, putem să greșim cu opiniile și cu analizele noastre și putem să mergem pe direcția fluxului pe care ni-l puteți transmite. Dar cred, în momentul de față, că, în sectorul bancar, și uh, Jerome Paul a menționat-o, vor mai avea loc. Uh, Consolidări. Consolidări. Sectorul bancar american este foarte larg, trebuie să se restrângă pentru a putea fi controlat mai ușor. Nu poți să controlezi o flotă, să spunem, de 200 de mașini, de 2000 de mașini, așa cum poți să controlezi o flotă de 50 de mașini și să ai grijă de ele să fie toate curate și toate puse la punct și alimentate cu combustibil și. Așa e și sectorul bancar. Prea multe bănci. Hai să consolidăm sectorul, mai, să fie mai restrâns oamenii să aibă bani în mai puține bănci, creditele să fie oferite de către mai puține bănci, băncile respective să dețină cât mai multe active, noi să controlăm doar alea puține bănci, nu o masă foarte mare, uh, un număr foarte mare de bănci. Trebuie să aibă loc o consolidare. Jeff Bezos, dragul de el, pe lângă forma fizică la care a ajuns, uluitoare, în momentul de față, cred că mai are nevoie de niște cash. Și după vânzările care au fost în săptămânile trecute pe care le-am menționat aici, și săptămâna aceasta vin în jur la 6 miliarde de dolari acțiuni la Amazon și vreau să te întreb aici cum vei situația asta în contextul în care un, o figură atât de importantă pentru Amazon vinde atât de agresiv acțiunile propriei companii pe care ai fondat o nu mai putem vorbi de ideea asta că vrea să reinvestească în altceva sau chestii de genul pare că chiar vrea să scape de acțiuni într-un maxim nu neapărat Alex eu nu prea sunt de acord cu această variantă eu aș spune că orice CEO a vândut acțiunile proprii companii la un moment dat. El a vândut acum, de suma pe care a vândut-o, foarte puțin. Gândește că el deține undeva la peste 190 de miliarde în acțiuni Amazon. A vândut de 3, 4, 5, 6 miliarde. 6 miliarde pentru el știi ce înseamnă? Încă un avion, încă 2-3 vile prin Maui, Baui, Taui și pe unde își mai cumpără ei vile. Și uh, încă puțin acid hialuronic pentru buzele fetiței de lângă el. Pe lângă proteinele pe care le cumpără creatină, aminoacid și ce mai bagă el Stereoizi. în el ca să arate așa. Și steroizii pe care îi bagă în el. Nu, uh, glumesc. Să revenim să <laughs> fim niște oameni serioși. Suntem pe YouTube da. și mai facem cât o glumă. Nu vrem să fim uh, urâcioși cu anumite personalități. Dar uh, Jeff Bezos... A ajuns la o formă de invidiat pentru că îi respectă organismul, are timp să aloce pentru el și pentru relația pe care o are cu acea uh, doamnă specială pentru el. Uh, se bucură de viață, poate mai investește în compania de uh, rachete pe care a creat-o, poate investește de în alte mici startup-uri, poate merge alături de uh, 1, 2, 3 parteneri care vor să atragă foarte mult capital pentru o zonă de, nu știu, Uh, ar, de chipuri, creare de chipuri, creare de whatever. Că sunt Sam Alman, da? că vorbeam despre el uh, anterior, Sam Alman uh, vrea să atragă undeva la 6 miliarde, dacă nu mă înșel, nu de dolari pentru a crea o companie care să producă chipuri. Da, el menționează chestia asta în mod frecvent că e nevoie de o revoluție foarte mare în zona de semiconductori da. ca să poată accelera mai agresiv dezvoltarea în zona de al a artificial internet. artificial internet. Da, 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 dar uh, nu știm care sunt strategiile lui Jeff Bezos, știm doar că atât Bill Gates la Microsoft, cât și Zuckerberg la Facebook, cât și alți și alți și alți uh, investitori mari, uh, CEO, uh, fondator de companii foarte importante și Elon Musk au vândut acțiuni la un moment dat și o vor face întotdeauna. Bineînțeles că vor profita de moment și în vă... când prețul acțiunii este mai ridicat, accelerează puțin acea vânzare. De da, aici aș face o completare fină, că diferența pe care o semnalează în momentul de față piața e că Jeff Bezos face asta într-un maxim istoric, în timp ce el în Musk, a făcut vânzarea de acțiuni Tesla într-un bottom. A făcut adică o, un moment foarte... o fost oricât de ciudat ar părea, au făcut o mască de un bun simț teribil. Adică m putea să vândă oricând în maxim. m putea late. să vândă oricând la 420. Exact. Ce a făcut el? A vrut să cumpere Twitter. La un moment dat și-a dat seama că a fost păcălit de cât de umflat a fost compania de către conducerea companiei, că au pompat-o cu roboți și cu conturi fake și așa mai departe. A vrut să renunțe, dar acea judecătoare nenorocită din Delaware, care acum i-a anulat Planul de pe care trebuia să-l primească de investiții, de acțiuni din partea companiei, care deja a fost aprobat de 80% dintre investitorii Tesla, acei judecătoare l-au obligat să cumpere Twitter. El nu a vrut să mai cumpere Twitter. Și atunci a trebuit să vândă o parte din acțiuni pentru că, pe lângă sumele strânse de la alți investitori, a trebuit să vândă niște acțiuni. A fost prins la mijloc și a trebuit să danseze după cum i-a cântat uh, justiția, să zicem. Justiția. Uh, aia este o judecătoare de casă a familiei Biden care face exact ce este transmis de la Casa Albă. Iar noi știm foarte bine că Tesla a fost sub o presiune imensă de când Biden a venit uh, la Casa Albă. Să mergem mai departe, că nici nu vreau să-mi aduc aminte de subiectul ăsta, dacă, dacă îl discut. Mi-aduc aminte de toate cele pe care le-am analizat și nu vreau să stai în dispoziție. Ne-ați menționat în comentarii că n-am vorbit de Apple și de Vision Pro și e foarte adevărat și vreau să vă și motivez de ce s-a întâmplat lucrul acesta până acum pentru că analizez foarte mult produsele de la Apple, Valentin știe îmi plac foarte mult îmi place zona de tehnologie am vrut să văd exact ce dinamică sau cum schimbă dinamica socială Vision Pro în societatea din America dar și în zona europeană care își permit să de o mulțime de bani pe un produs care astăzi în principiu se plătește foarte mult research and development-ul pe care s-a făcut în trecut, da. toată partea de cercetare din trecut și atunci noi am inserat și am menționat asta în momentul în care dădeam în Apple foarte tare că să fim atenți la ochelarii ăștia pe care îi lansează, că s-ar putea cu timpul, azi nu, și mențin asta, azi nu, nu sunt revoluționari, dar pot ajunge să fie, cu mențiunea că dacă iese Google cu glasisul lor, s-ar putea să îi bată destul de tare pe acest segment, pe care au creat până la urmă un trend, pentru că puteți vedea în imaginile acestea oameni care sunt în America și se plimbă pe stradă cu ei și au ajuns așa să fie un trend până la urmă, Apple are puterea asta, au făcut-o din nou. Ce voiam eu să te întreb aici? E absolut clar că nu de la primul model o să rupă piața, deși o da sold out -uri. Ce cred că e important e dacă ei pot să scadă prețul acestui produs cu timpul și să chiar devină un produs pe care să aibă nevoie o mai mare masă de oameni. Sau nici nu e necesar să aibă Să fie nevoie. mai accesibil ca preț. Da, dar asta voiam să te întreb. E nevoie să aibă oamenii nevoia aia de el sau doar trebuie să fie cool? Că hey, Apple. Nu este neapărat doar cool. hai să spunem că și Facebook, chiar Zuckerberg a venit și a demontat puțin calitatea acestor ochelari de la Apple prin faptă, menționând că ochelarilor Quest de la celelalte de la Facebook sunt mult mai mult mai performanți. Da, va veni și Google cu varianta lor. Uh, probabil că vor avea și cei de la Samsung ceva asemănător, Huawei, dar uh, va fi un trend către care mergem și generațiile tinere vor uh, îmbrățișa acest trend. În momentul în care procesul de producție va fi din ce în ce mai puțin costisitor, asta se va vedea și în prețul final al produsului. Acum, eu cred că suntem o fază incipientă în care se vine cu un preț foarte mare pentru ca primul layer, adică cel al oamenilor bogați, oameni capabili financiar să își permită doar ei și să se simtă doar ei bine având acești ochelari, fiind doar ei privilegiați. Da, să spunem așa, dar ulterior vor apărea versiunile 2, 3, 4, 5X, cât vor mai fi, Pro, cum îi vor numi cei de la Apple, și vor putea fi accesați și de către oamenii cu venituri normale, să le spunem. oameni care să-și permită să-și cumpere acești ochelari. -a Dar a... trebuie să ajungă către masă ca să, poată, să se poată vedea reveniul companiei, Asta, un arată. venit foarte consistent și un layer de venit, care să impacteze din nou market cap-ul companiei și să-l ducă la un alt nivel. Deocamdată e faza incipientă și nu. Cisco, uh, gigantul tehnologic, de 14% din forța de muncă afară, într-un plan de eliberare din nou uh, a oamenilor, uh, în timp ce încă nu se văd lucrurile acestea în zona de șomaj, probabil au un delay, la fel ca și, să zicem, creșterea dobânzii, care încă nu ne-o a arătat un efect atât de major, dar s-ar putea, cu timpul, cu trecerea lunilor, să-și să arate greutatea din -o simțim. economie. Vreau să te întreb aici, crezi că, în continuare, în mediul tehnologic și de tech, se dau oameni afară, se dau agresiv de data asta și tot mai agresiv? Crezi că e o bună practică sau că o să influențeze negativ veniturile pe care ei le vor avea în viitor? Cred că este un must. În momentul de față, pentru că foarte mulți giganți s-au încărcat de foarte multe poziții, foarte multe departamente. Ideea care este în zona asta de tehnologie, cu cât inovația este mai mare și cu cât eficiența este mai mare, cu cât se dezvoltă produsele mai mult, cu atât ai nevoie de mai puțini oameni. De ce? Pentru că este contrar așteptărilor ceea ce spun. Uh, am mai menționat-o, se poate să fii foarte bun în acel domeniu, să creezi un produs foarte bun, care acel produs să, -ți, să te înlocuiască, să fii dat afară pentru că nu mai este nevoie de tine. Ai creat un produs mult prea bun. Se întâmplă în zona asta de tehnologie ca aceste companii să încerce să devină cât mai eficiente, să, re să reușească acest lucru și ulterior să se debaraseze de o forță de muncă de un număr destul de mare de angajați, cu cât eficiența este mai mare, cu atât numărul de angajați disponibilizați este mai mare. În prima fază, da, asta impactează balance companiei pentru că trebuie să oferi niște pachete compensatorii, dar ulterior, automat având cheltuieli mai mici, EPS-ul, da, earnings per share, este în creștere. Ba mai mult, dacă tu ca și companie combini un plan de răscumpărare de acțiuni un plan de concedieri, e, ai un impact pe EPS enorm. Și de aceea Wall Street-ul iubește această știre. Dăm oameni afară. Ok, ce profit vei avea? Păi am profit în creștere. Ce plan de răscumpărare ai? Păi 2-3 miliarde, 5-10, 50 de miliarde de răscumpărări, cum are Facebook, da? De. A mai dat și oameni afară, are și program de răscumpărări, dă și dividend. Păi normal că dintr-o dată acțiunea să duce, uite așa. Asta este rezultatul și uh, vedem la SISCO care SISCO a fost un gigant, deci a fost NVIDIA anilor 80 și 2000, uh, anilor 2000, pardon, uh, care n a mai ajuns niciodată la vârfurile de atunci. Da, vedem cum uh, se chinuie să revină uh, în atenția investitorilor, în special a celor instituționali. Este un gigant uh, care nu prea mai are parte de atracție din partea investitorilor noi, investitorilor tineri. A uitat de ea. Da, investitorii tineri preferă noile companii care sunt pe val. Da, Nvidia, AMD, Arm, nu știu, Arm Holding, da, uh, uh, Super Microcomputer, și așa iar, mai doamne, departe. Iar, doamne, iar să mă cu compania aia. Da, așa este. Dragilor, și dacă vreți să beneficiați de niște informații, de o calitate superioară în momentul în care în fiecare zi lansăm un material prin care să îi ținem la curent pe membrii noștri cu privire la tot ce se întâmplă în zona asta financiară și a companiilor publice. Avem și o zonă, o listă de companii din care scoatem, introducem, oferim ratinguri către ele ca oamenii să înțeleagă exact dinamica în funcție de viziunea noastră, bineînțeles. Dar la și de opinia noastră de moment, așa este. Dar și o comunitate în care să aveți până la urmă puține să discutați în cazul în care aveți anumite întrebări în care nu vă descurcați cu anumite lucruri sau doar vreți niște oameni care să împărtășească aceleași pasiuni cu a dumneavoastră, vă așteptăm pe Grow Your World. Da, vă așteptăm acolo, acolo veți afla imediat când noi cumpărăm ceva, când considerăm că este un moment bun de a face achiziții, acolo transmitem și când trebuie să fim precauți să rămânem pe și încercăm să potolim din fașa această euforie care ne cuprinde din când în când pe toți, încercăm să vă îndepărtăm de sentimentul de frică și să vă menționăm că atunci este oportunitatea destul de mare de a face achiziții. Toate acestea, în funcție de analizele pe care le facem zilnic, suntem doi oameni pasionați de piața de capital, alocăm în jur de 12 ore pe zi pentru acest domeniu Așa că dacă doriți să externalizați către cineva această parte de analiză și de opinii corecte formate din piață, nu să ne lăsăm influențați de mass media, de specialitate care vrea să ne manipuleze, vă așteptăm alături de noi și suntem siguri că nu vă va părea rău. Nu ales că discutam și despre oameni uh, oamenii importanți din piața de capital, vorbim și despre Michael Burry, că și el de o persoană importantă, așa, în simpatic, să-i zicem așa, pieței de capital. Mana, Rădă să vorbim este, și de el. Este, el simpatic. este un om emblematic pentru Piața de Capital, dar care, din păcate, în ultimii 3-4 ani de zile a păcălit foarte mulți investitori cu opiniile lui și Noi cu poziționarea lui. Noi considerăm că chiar voit și în urma unor interese pe care el le avea împreună cu strategii lui sau partenerii lui strategici, dar în momentul de față cumpără acțiuni în China. Are Alibaba și are GD.com și mai are un pic de căl prin portofoliu la ultima raportare În timp ce a închis din nou în pierdere pariurile pe scădere pe care le-a pus pe Șonturile iti... pe semiconductori Pe semiconductori E foarte, deci trebuie să fii nebun să faci asta deci Alex nu... asta a crezut el, asta i-a spus analiza lui că nu, au crescut nefundamental Trebuie să o zic asta, nu cred niciodată nu cred niciodată că el de capul lui, un om care a intuit cea mai importantă criză financiară din istorie, vine și parează atât de prost în momentul în care companiile de semiconductor fac squeeze în sus. Efectiv, da. creșteau accentuat. Mi s-a părut așa o capcană pentru investitorii mici care i-au văzut portofoliu. Logica lor și a tuturor din piață zice că sunt un pic umflate prețurile acolo și au intrat mulți probabil short. Pentru că no, logic un pic spre prea umflate. Doar că eu atras într-o capcană din nou, fără să vreie, aparent. Și eu zic că s-ar putea să, să fi vrut. Da, nu știu dacă s-a întâmplat acest lucru. Eu cred că uh, Michael Bori are foarte multe pariuri. El este un pariu, el nu este un investitor. Okay. Să ne înțelegem. Michael Bori nu este un investitor. Când văd în știrile Uh, din mass media de specialitate Marele investitor Michael Burry Nu, marele trader Michael Burry Mai bine, da El nu este un investitor uh, Când uh, El ia niște poziții El se așteaptă ca din acel mănânc de poziții Pe care le ia, cu două, trei Să dea un tun foarte mare Celelalte pot fi pierzătoare Problema este că Este foarte greu să pariezi împotriva pieței de ce? Pentru că istoric vorbind, dacă te uiți pe o analiză, vei vedea că piața scade doar 20% din timp. Cât de bun să fii tu să intri exact aici unde începe să scadă piața? Băi, eu prefer să mă poziționez în partea asta unde piața crește 80% din timp. Și dacă se întâmplă ca eu să greșesc cu perioada asta, puțin, adică să mă prindă o scădere, n-am nicio problemă pentru că eu fac DCA pe acea scădere. Ulterior, piața crește, conform statisticilor, da? Deci eu încerc, conform unei analize de risc, pentru că suntem înainte de a fi investitori, suntem analiști de risc, eu încerc să mă poziționez acolo unde am șansele cel mai mari să câștig, să cresc. De aceea eu spuneam în 2022 când toată lumea zicea, nu, mergem în energie, mergem în utilități, mergem pe S&P 500, mergem pe defensive, pe companii defensive și spuneam, nu, acum este momentul în care să mergem pe tehnologie. De ce? Pentru că ăsta este viitorul. Sunt șanse să mai stau pe tehnologie în teritoriul negativ, dar când va începe să crească sectorul de tehnologie, nu veți mai putea intra. Sau veți intra în FOMO, pe prețuri foarte mari. Michael Burry ce face? De foarte multe ori, Michael Burry are dreptate, dacă stau și îl analizez peste ani de zile, are dreptate cu anumite pariuri pe care le face, numai că le pune prea devreme. În, în în situația, preguse, da. da, în situația de față, chiar și la marea criză, el a, era foarte aproape de faliment. La marea criză din 2007-2009 din America, el era deja short pe imobiliar din 2005-2006. Deci el a fost și-a dat seama de problemele care pot apărea numai că a luat pariu, a pus pariu mult prea devreme. Și piața îl putea duce în faliment total. Știi ce vreau să întreb aici? Acolo a avut noroc. Uh... Probabil sunt mulți dintre oamenii care ne urmăresc, care mai fac ideea asta de, și de speculație. Și e treaba lor, sunt riscurile Cresc lor, și eu vă sfătuiesc să nu o faceți pentru că aveți șanse foarte mari să pierdeți bani. Crezi că ei își dau seama în momentul în care fac o analiză de anumite lucruri și tind uh, să nu poată controla faptul că și-au dat seama de, nu știu, un eveniment care urmează să se întâmple și doresc neapărat să-l speculeze? Alex, și eu îmi dau seama de anumite momente și am. am exact, uh, și tu te Da? Am subliniat în nenumărate rânduri. Acum suntem într-un moment optimist, a crescut piețele, Mă aștept ca în septembrie-octombrie. Anul trecut îți spuneam asta, da? În exact. septembrie-octombrie mă aștept să vină corecția. După care mă aștept să crească iarăși piața pe final de an. Pe final de an, pe euforie, am spus, stăm liniștiți pentru că în ianuarie-februarie vine iarăși o corecție. Eu, analiza mea, am spune. Acest lucru, dar asta nu înseamnă că eu intru short în piață. Nu. Ce pot să fac eu atunci este să acumulez capital pentru a cumpăra pe acele corecții. Eu nu-mi permit să intru short și să n-am dreptate, pentru că mă curăț de tot. Curăț tot ceea ce am creat în 17 ani de investiții. Da? Sunt în piața asta din 2007. Eu am învățat foarte mult din greșelile altora și am încercat să nu le fac. Și eu am făcut greșeli, dar în piața de capital există o vorbă. Cei care au succes sunt cei care greșesc de cât mai puține ori. Iar eu încerc să nu fiu mai deștept decât piața, chiar dacă o anticipez de cele mai multe ori. În acele momente în care am anticipat eu că au loc scăderi, prefer să am cash pregătit pentru a cumpăra. Nici de cum să intru short în piață. Da, și eu am considerat că Nvidia va scădea, și Nvidia n-a scăzut, s-a dus tot în sus, dar am avut noroc că n-am intrat short pe Nvidia când eu credeam că va scădea. Mi-am văzut de treaba mea. Pentru că este cel mai bine să păstrezi lucrurile simple. În momentul în care intri în contracte de opțiuni, put option, call option, în momentul în care intri short în piață, tu de fapt nu mai păstrezi lucrurile simple. Tu te crezi mai deștept decât piața. Piața are obiceiul de a mătura pe jos cu cei care se cred mai deștepți decât ea. Și cu asta cred că am spus tot și vă rog, vă implor, nu încercați să complicați lucrurile rămâneți pe o strategie simplă de investiții investiții în companii pe care le puteți înțelege și nu vă jucați cu poziții short sau cu contracte de opțiuni nu este pentru oricine în aceste zone se pot duce doar cei care au foarte mulți bani intră short cu poziții mici sau intră în contracte put option call option cu anumite sume de bani nu vă jucați în acea zonă pentru că aveți șanse să pierdeți toți banii ba mai mult vă mai spun ceva foarte important țineți cont de aspectul ăsta Ați putea merge acolo, ar putea să vă iasă primul pariu și să aveți impresia că ăsta este viitorul și că sunteți cel mai deștept. Că ați descoperit ceva inovativ. Da, și exact atunci piața vine și te curăță, îți curăță și profitul și toți banii pe care îi ai la dispoziție și ajungi pe zero, poate chiar pe minus. Și nu te mai ridici de acolo niciodată. Încercați să fiți în control pe ceea ce faci și să nu complicați lucrurile. Michael Burry l a complicat rău. Și de aceea a ajuns cu portofoliu acum să dețină uh, niște companii value ale unui bunicuț în piața de capital. Pentru că să deții Alibaba, GD.com și Oracle, asta ăsta este un portofoliu de 60 de ani. Value company. El, dacă te uiți pe portofoliul lui acum, are 20-25 de companii, s-a dus din poziții extreme în poziții foarte safe. Wow! Și dacă China nu își revine acum, china își revine peste un an de zile. Și tu stai cu poziția pe Alibaba un an de zile, așa. Și la un moment dat, da, te plictisești și vin tu și exact atunci Alibaba începe și în sus. Ce faci? A făcut foarte multe greșeli. Acest Michael Burry a făcut mai multe greșeli decât a luat decizii bune. Din păcate, trebuie să recunoaștem, este un trader. Este un trader care i-a influențat negativ pe investitori când spunea că S&P-ul se poate duce sub 3000 de puncte și că să nu intrăm în piață, să fim short, să fim nu știu ce, să a greșit foarte mult în ultima perioadă, n-aș putea să-i dau uh, nici măcar o notă de trecere în investiții unui trader. Warren Buffett uh, ajunge să taie din expunerea de la Apple și cred că e un subiect interesant pentru că unul dintre oamenii cu cea mai importantă imagine din uh, piața financiară, sau chiar cea mai importantă, uh, ajunge să vândă o companie în care o crezut foarte mult, care ajunge să dețină foarte mult din fondul său de investiții, Berkshire Hathaway, undeva la 50 la 50% aproape de ce de ce e mult și pentru el el care ne vorbește de investiția în ITF-uri și de diversificare și așa mai departe. Na, acum îl înțelegem dar el tot timpul a avut un ca să nu-i zicem pariu de o investiție foarte bună tot timpul și de-a lungul timpului a fost Coca Cola au mai fost companii dar punctual tot timpul a avut el un as mânecă de și vreau să te întreb în momentul de față dacă tu crezi că vrea să renunțe la asul acesta care a fost Apple. Nu, nu vrea să renunțe, dar a tras un semnal de alarmă. Chiar dacă el în momentul de față a vrut doar să rebalanceze puțin portofoliul, pentru că are prea mult concentrat pe poziția Apple, noi am menționat anterior și chiar am spus că dacă Apple va da semne de slăbiciune, și piața începe să o amendeze și vine la un moment dat și Warren Buffett care va vinde puțin din poziția Apple, Apple va avea o tendință de scădere mai agresivă pentru că foarte multe fonduri vor începe să vândă, iar investitorii, investitorii de retail de asemenea. Exact asta se întâmplă acum, dar Warren Buffett în momentul de față doar uh, corectează puțin poziția Apple, vinde puțin din acea poziție uh, pentru că a vrut să aloce din nou către Occidental Petroleum, el a făcut o altă greșeală foarte mare cu HP dar da. această vânzare la Apple, chiar dacă este una mică, este o vânzare la Apple. Da, 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 importantă. Este aici. o vânzare la Apple. Deci omul când citește, omul citește nu că Warren Buffett a vândut 0,5% din poziție. Warren Buffett a vândut Apple. De wow. Sute de -i. șoc. Șoc. Pentru că alte fonduri vor vinde mai agresiv Apple dacă el a început să dea drumul Apple-ului. Exact. Uh, ăsta este un semnal pentru Apple este un semnal destul de puternic pentru uh, pentru cei care înțeleg că Apple nu mai este o companie high growth, Apple este menținut acolo sus doar de răscumpărările masive de acțiuni pe care le face, nici de cum de atractivitatea, de revenue în creștere, de profitabilitatea companiei, de... Nu, simplu de analizat și... Da, Apple după boom-ul pe care l-a avut în 2020 când toată lumea a stat acasă și primea cecuri și cumpărau produse de la Apple, acolo a fost vârful istoric. Pe vânzări, pe tot, de acolo, dacă Apple nu vine cu produse care să impacteze alte industrii, nu va mai reveni acolo, după părerea mea. Pentru că ceea ce face Apple acum cu ochelarii ăștia despre care am vorbit noi... O face și Facebook, o face și Google. Nu mai e Apple lider de piață pe un produs e adevărat, anume. E adevărat, cred că pe Facebook cel puțin poți să o domine în momentul de față la nivel tehnologic cu ce face acolo. Dar da. cred, cred da. tare că dacă vine Google cu și Google, dacă țineți minte, oamenii care iubesc tehnologia, au avut produsul ăsta în 2010-2012 chiar era trend, inclusiv Tim Cook a vorbit la momentul respectiv despre asta și au zis că nu, nu considerăm că pune o barieră între User și tehnologie. Asta face el acum? Dacă vine Google și folosește toate lucrurile acestea împotriva lor, poți să creezi un trend foarte frumos pe niște ochelari care par de bun simț la, la Google. Da, 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 nu mai văd. Apple, chiar în dimineața aceasta am avut o discuție în privat cu una dintre investitoare și în care Apple în portofoliu și am zis de mult să că ar fi o idee bună să vândă Apple pe la 190 de dolari să cumpere Tesla la 180, uh, s-a decis să facă acest lucru. Aducându-i argumentele... Nu au văzut pe bă, o fost mai simplu. Da, probabil că a fost mai simplu. da, <laughs> exact. <laughs> da, nu mai... Uh... Apple numai. Gata. Orice companie care a avut un boom, orice companie care este pe primul loc, ajunge să fie depășită. Nu contează Cine ești? Ajuns să fii depășit, pentru da, că de asta este evoluția. Umanitatea se dezvoltă, umanitatea, cum să spun, mediul de business, economia se dezvoltă. Întotdeauna vor veni din spate companii care vor domina tot. Și după aceea vor apune, că vor apărea alte companii. Și așa mai da. departe. Așa cum menționez că, în momentul de față, copiii din ziua de astăzi merg la școală și se pregătesc pentru ceva ce nici măcar nu există încă. Sunt niște joburi în viitor care nici măcar nu există în momentul de față. Se vor crea niște joburi care nici măcar nu există în momentul de față. Copiii din ziua de azi merg la școală, din păcate, nu mai văd acest lucru uh, foarte bine. Uh, profesorii nu mai sunt dispuși să fie atât de implicați și să îi ajute pe copii să se dezvolte foarte mult, decât foarte puțini. Cred că foarte, foarte puțini mai au pasiunea da, de a da. Iar uh, copiii, în momentul de față, nu prea știu pentru ce se pregătesc. Copiii văd. Cum este sistemul de învățământ în alte țări, copiii uh, au, au alte cunoștințe în momentul de față cu Google, cu telefonul la dispoziție. Asta vreau să zic că e și greu, într-un fel, să concureze Hai. profesorul cu tehnologia da, de astăzi, care da. YouTube, uh, TikTok, formate dinamice, care le antrenează pe copil, îi și plac, e și locul în care el consumă. stipați tu, ca profesor, care ești doar așa o persoană. Hai să-ți dau un exemplu concret, Alex. Copilul meu are 14 ani. Probabil vă confruntați cu aceeași situație ca a mea. Uh, copilul meu. Uh, se documentează foarte mult, are acces la foarte multă informație pe telefon. Eu nu sunt, atât de, nu sunt de acord cu statul pe telefon foarte mult, că nu e tocmai ok. Dar prin acest stat pe telefon, el acumulează fel și fel de informații. Creierul lui are o altă dimensiune, el vede lucrurile altfel. În momentul în care se duce la o oră în care profesorul ăla îi predă mecanică așa, la fizică, la chimie, la istorie, la geografie, chestii pe care le poate obține pe informație din, de oriunde. Da? Ăla e mecanic, da, 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 asta, 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 după care îi zice, îți dau test, învața asta, pe de rost. Nu. Are pe coloana vertebrală și are o personalitate atât de puternică încât zice, nu mă ajută cu nimic ce îmi spune omul ăsta aici. Da, nu are sens. N-are sens, pierd timpul. Efectiv, copiii din ziua de astăzi consideră că în mare parte la școală pierd timpul. Ok, școala îi ajută foarte mult la nivel cerebral, le formează creierul să învețe, să se adapteze la orice informație, să o analizeze, să o digere și așa mai departe îi dezvoltă în momentul de față, dar sistemul este greșit. E exact. vechi. Îmi pare rău exact. pentru cei care ne exact. ascultă și sunt profesori. Sistemul este învechit, sistemul formează doar niște executanți uh, pentru că așa se dorește. Nu formează niște oameni uh, care să aducă plus valoare, ci doar niște executanți. Copiii vin din urmă și își dau seama că, unii dintre ei își dau seama că nu vor să fie executanți. Ei vor să facă altceva. Și atunci sistemul nu, este, nu se priază pe nevoile lor. Din păcate. Și încă o dată îmi cer scuze pentru cei care ne ascultă și au altă părere. Eu respect foarte mult mediul academic din România. Am avut unii dintre cei mai buni profesori din lume, pentru că de la noi din România au plecat copii la Cambridge, la MIT, la Yale și așa mai departe, care au fost liderii generației respective. Am profesori pe care îi respect foarte mult și zi, zi, din ce profesorii vorbim? mei universitari foarte mult se duceau și predau pe afară prin da China, prin da, da, țări. Da, da, marea majoritate în momentul de față sunt total de răsători, vor doar salariul la pe care și-l iau, vor vacanța aia din vară, vor să îi fac pe copii nesimțit, obraznici. N-ai cum să folosești un astfel de termen adresat viitorului societății tale. Cum poți tu ca profesor să-l faci nesimțit, obraznic și alți, să folosești alți termeni în fața unui copil pe care tu vrei să-l crezi pentru a reprezenta noua generație. Îl o să-ți de pensia, vorba aia. Nu? Da, cum se poate să faci așa ceva? N-ai voie. Dacă nu își pot schimba mentalitatea și dacă nu pot aborda un alt stil, i-au pierdut pe copiii ăștia care au acces la cu totul și totul alte informații decât aveam noi. Eu am 47-48 de ani. Cu mine puteau să facă la, la școală orice. Îmi puneau jn jnorul galben la gât că eram comandant de detașament, dar îi făceau ce vroiau din mine. Că n-aveam voie să gândesc altfel sau să îmi exprim eu opinia sau nu exista așa ceva. Din păcate pentru profesori, copiii din ziua de astăzi au o altă personalitate și au acces la alte informații și au părinți care îi educă foarte mult acasă, care, părinți care au răbdare și le explică acasă foarte multe lucruri. Uh. Sistemul trebuie schimbat dacă ne dorim mai mult de la noile generații uh, ale noastre, ale copilor, care vor fi reprezentate de copiii noștri, copiii din ziua Hot news și manipularea din sistemul financiar. Uh, V-am pregătit acest lucru la final pentru că mi se pare un lucru extraordinar de întâlnit, care s-a întâmplat în momentul de față în piață. Uh, Acum, dacă s-au mai întâmplat... S-au mai întâmplat de multe ori, Alex, dar asta o aducem noi pentru oameni ca să le explicăm unde cum este manipularea. Cumva au fost așa, la un nivel un pic mai mainstream lucrul ăsta. Da, da. Și da. cred că pot să ajungă ușor și la domniile voastre care mai citiți materiale pe Twitter, prin presă și așa mai departe. Uh, Lift, compania Lift a avut raportul financiar. În cadrul raportului financiar, în momentul publicării, CFO-ul a publicat un zero în plus acolo la partea de EBIT. Uh, Lucru care a arătat o profitabilitate extrem de mare, au pornit algoritmii de tranzacționare, care nu au citit la nivel uman să vadă că lucrul ăla nu e posibil, doar au pornit cumpărările foarte agresiv. În aftermarket, compania s-a dus undeva la 55% în sus. Acțiunea. Acțiunea? Da. Și efectiv, la 15 minute după, compania a scăzut de la un, o creștere de 5 până la o creștere de 10-15%. Acolo vorbim de câteva zeci de miliarde dacă nu mă înșel o, -o... și cineva o vândut o cumpăra ceva au făcut acolo <laughs> pentru că n-ai cum să faci volatilitatea atât de mare. Eu cu tine nu o facem nici întregă întreaga comunitate el, din păcate nu o putem face nici alte comunități mult mai mari de retailer nu pot face deci mai avem o soluție deci cineva investitor instituțional mare o descărcat acolo că altfel nu putea da. să scape de acolo atât de agresiv logic vorbind. No. Cum ai analizat situația asta, că ai și scos-o în evidență pe grup și asta o scotem din comunitatea da, Grow your da, World pentru am... membrii aici. Mm -hmm. Am pus-o inclusiv pe Twitter, mesajul pe care tu l-ai scris pe Grow your World. Cum vezi lucrul ăsta? Că sunt tare curios. Pentru mine e simplu. Eu care sunt obișnuit cu astfel de lucruri pentru că le citesc de la distanță, îmi dau seama de ele din departare așa. A fost o chestie simplă. Cineva a vrut să descarci la un preț mai ridicat. E vorba de lift, nu de lift care urcă, coboară, ci lift compania, compania da, Uber, lift, da. zona aia, da? Cineva a vrut să descarce de lift și a vrut să aloce bani în altă parte și atunci CFO-ul, aici este o chestie foarte ciudată pentru că un, N ar CFO, trebui să plătească. Acum, zic, CFO ar trebui să plătească pe funcția. Ok, dar nu. La nivel de prevedere legală, în momentul în care greșești în publicarea unui raport financiar și poți să aduci prejudicii, atât de imagine cât și de volatilitate foarte mari companiei. Nu de manipularea tot... pieței. Poți fi. Exact. Uh, poți fi uh, de manipulare. Anchetat pentru manipularea pieței. Dar trebuie să ne dăm seama că aceste cifre ale companiei este un raport al companiei care a fost auditat. Deci cineva de la audit nu și a făcut treaba bine când a citit acolo 500 de basis points când de fapt erau 50 de basis points. A, deci. Deci uh, continuăm. Nu Ier, te compania da, de audit. Da, 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 acolo nu te cu cifre de genul ăsta nu te joci. Uh, iar uh, ceea ce s-a întâmplat uh, este clar din punctul meu de vedere o manipulare ușoară a prețului acțiunii uh, în interesul cuiva. Deci ca să menționăm și de ce crezi lucrul ăsta, pentru că în momentul în care el vine, CFO-ul, analizează toate cifrele. El ajunge să fie audiat de o companie externă față de compania aia. da Nu poți să, atât de mulți oameni să greșească în lanț, e destul de complicat. Atât de mulți oameni să greșească în lanț cu, cu, în lanț cu o informație foarte importantă și de impact. Adică nu te poți juca cu o cifră a profitabilității atât de mare. Bă, stai așa, că e o diferență foarte mare. E un 0 în plus, adică. E un 0 în plus, știi ce face un zero în plus? Drept dovadă. 60% plus, după care doar 15% plus. În decurs de două ore, asta înseamnă enorm. Nu suntem la cripto, pe alcool sau altceva, pump and dump. Aici suntem o piață de capital, da? Până ne supunem situație, unor reguli, uh, security Exchange commission, ne supunem unor uh, controle de audit, unor reglementări chiar sunt curios care sunt demersurile pe care le vor face cei de la din comisie asupra acestui trebuie pur o, o investigație sexual puțin. Da, din punctul meu de vedere a fost o manipulare au loc astfel de manipulări tot timpul, de aceea vă spun să nu vă lăsați influențați de datele pe termen scurt pentru că vă pot induce în eroare poți să ai un 0 în plus <laughs> datele pe termen scurt pot avea un 0 în plus ceea ce... Uh e o problemă. Aici se creează o problemă destul de mare. Dragilor, dacă ne-ați urmărit până aici, probabil vă face plăcere să urmăriți materialele noastre în fiecare duminică la ora uh, 7 seara sau în momentul în care urmăriți dumneavoastră sau vă notifică YouTube cu notificare. Eu mă gândesc că nu notifică dacă nu comentați. Uh, vă mulțumim pe această cale foarte mult, apreciem foarte mult toată susținerea voastră, toate comentariile le citim și noi și echipa și le dezbatem foarte mult ca să încercăm să facem conținutul ăsta cât mai bun pentru dumneavoastră să poată să ajungă până la urmă la cât mai mulți oameni ca să învețe lucrurile acestea pentru că am, eu am, la nivel personal problema asta când vin oameni să-mi zică prietenii mei eu nu înțeleg ce vorbiți acolo pe YouTube trebuie să o simplificăm și mai tare până o să înțeleagă marea majoritate lucrurile acestea pentru că e un lucru fundamental la nivelul societății din România da, încercăm să o simplificăm zilnic pe Groyor Wealth, asta vă pot spune cu convingere, pentru că acolo uh, încercăm să-i ajutăm pe membrii noștri cât mai mult, să înțeleagă cât mai multe și să se poziționeze așa cum trebuie pentru ceea ce urmează. Până la urmă, asta vrem să realizăm, să-i ajutăm, să-i susținem în direcția cea bună, să ia deciziile bune. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, vă mulțumim pentru fiecare comentariu pe care îl treceți acolo jos. Dacă v-a plăcut ceea ce am dezbătut, ne puteți acorda și un thumbs up, vă puteți abona la canalul nostru, așa cum spunea și Alex, pentru a fi notificați. Și vă doresc toate cele bune. Sper să ne vedem și săptămâna viitoare. Tot aici.